În dimineața aceasta, aș vrea să ne uităm în textul scripturii, în Matei, capitolul 28, versetul 1, vom citi 15 versete din Biblie, din Sfânta Scriptură. Este prima Evanghelie, Evanghelia lui Matei, capitolul 28, ultimul capitol din Evanghelia Sa, este locul în care el consemnează învierea Domnului Isus. Și spune așa, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la urșa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți, devedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor săi. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: nu vă temeți. Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. În Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani. Și le-a zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va, va ajunge lucrul acesta la urechile drăgătorului, îl vom potoli noi și vom avea grijă, și vom, scă, vom, vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Amin. Este textul din scriptură ce vorbește despre învierea Domnului Isus Hristos. Toate cele patru Evanghelii menționează, detaliază învierea Domnului Isus. Și uh, sunt patru Evanghelii și veți vedea că învierea Domnului este privită din perspective diferite. Este, imaginați-vă, ca acest program. După ce se termină timpul de închinare, predica, tot, tot, tot plecăm acasă. Facem un test. Și întrebăm patru persoane care au fost prezente în locul acesta, în această dimineață, ce s-a întâmplat la Biserica Impact. Patru persoane diferite. Și veți vedea că despre același eveniment se vor menționa lucruri esențiale, dar cu note diferite. Și este un lucru absolut normal, pentru că suntem diferiți. Privim din perspective diferite același lucru, esența, dacă este să fim onești, rămâne aceeași, a fost o închinare înaintea Domnului Isus Hristos. Asta este esențial. Și dacă suntem onești, cu toții vom zice asta. Însă vom surprinde anumite detalii care s-ar putea pentru cineva să zică, a, ah, sunt povești diferite. Evangheliile surprind învierea Domnului Isus Hristos. Vorbesc despre învierea Domnului Isus Hristos, același eveniment, aceleași lucruri esențiale, însă fiind din patru minți diferite, vom vedea și detalii diferite. Ideea este că învierea Domnului Isus Hristos este cel mai mare eveniment al omenirii. Și ai putea să zici, normal, ești pastor, e normal să spui lucrul acesta, dar, dragii mei, învierea Domnului Isus Hristos nu poate să fie ignorată de nimeni. În orice tabără te-ai poziționa, oricum ți-ai aranja viața, orice filozofie despre lume și viața ai aborda, învierea Domnului Isus Hristos nu poate fi ignorată fie că ești un credincios puternic și fervent, fie că ești un oponent puternic al creștinismului, învierea Domnului Isus nu poate să fie ignorată. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi vom ajunge să discutăm despre învierea Domnului Isus Hristos. E bine, de ce nu poate fi ignorată învierea lui Isus Hristos? Textul din dimineața aceasta ne răspunde la această întrebare, pentru că în primul rând, învierea este motivul închinării. Învierea Domnului Isus Hristos este motivul închinării. Observați ce ne spune textul în Matei 28, versetul 9. Femeile se duc la mormânt pentru a aduce o îmbălsămare suplimentară. Însă, piatra este dată la o parte, un înger aduce vestea că Isus a înviat. Domnul se prezintă și vă rog să observați ce spune versetul 9 dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis, bucurați-vă, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Faptul că Isus Hristos nu mai era în mormânt a fost un motiv care a generat, a produs închinare. Întotdeauna, în vierea Domnului Isus Hristos, vestea aceasta, realitatea aceasta, pentru unii oameni va produce închinare. Femeile s-au dus la mormânt ca să îmbălsămeze trupul Domnului Isus. Aveau anumite întrebări. Cine va da piatra la o parte? Cum vom trece de gărzile romane? Ce se va întâmpla? Însă asta era direcția lor. Acesta era planul lor. Apare o veste șocantă. Apare o experiență pe care nu puteau contesta. Iisus a înviat. Învierea lui Iisus nu putea să fie ignorată de ele, să zică lui Iisus uh, și îngerul. Auzi, nu știu ce ziceți voi acolo, ce treabă. Dom'le, noi avem aici, avem uh, balsamul, noi avem aici tot ea, hai, la o parte că noi avem treabă. Și să fi făcut asta, să se fi dus în mormânt și acolo, bun, ok, îmbalsamați, pe cine? Ați venit, na, căutați, să vedem ce... Învierea lui Isus nu poate să fie ignorată. Pentru că, dacă Isus a înviat, nu mai ai ce să faci, nu mai ai pe cine să îmbălsăvezi. Ce vreau să zic în dimineața aceasta, ce mie mi-a atras atenția și m-a bucurat atât de mult, este uh, următorul aspect. Versetul nou spune, dar iată că le-a întâmpinat Isus. Isus le-a ieșit înainte acestor femei. Și noi facem un program de închinare. Și uh, sunt frați care vin cu uh, două, trei ore mai devreme și pregătesc aici locul să fie suficient de cald, suficient de aerisit să fie, cafea să fie, tot un chinare pus la punct în spate, la copii, parcările, tot, 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 tot. tot. Și la un moment dat ați văzut, începe clipul nostru cu muzica specifică de început și începem, zicem noi, închinarea și cântăm și ne rugăm și Domnul este prezent. Dar eu vă întreb, când, este, când se coboară prezența Domnului? Pentru că avem senzația că noi trebuie să facem ceva, pentru a pregăti prezența Domnului și pentru a-l invita pe Domnul. Și când Hristos a înviat, noi nu trebuie să mai facem o procesiune înainte și ceva care să-l. o jertfă pe care să o aducem, care să-l atragă pe Hristos. Tocmai de aceea, învierea lui Isus nu poate să fie ignorată de către noi. Pentru că ea pre, ne preîntâmpină, pentru că Isus Hristos ne întâmpină El pe noi. Nu venim noi să -i spunem, i-am făcut-o lui Isus. Ah, am venit cu trei ore mai devreme, am venit înaintea lui, ah, am pregătit aici lucrurile, am venit înaintea lui. L-am surprins, am venit la închinare înaintea lui, pentru că întotdeauna Domnul nostru Isus Hristos ne întâmpină. Avem frații uh, care ne-au întâmpinat astăzi chiar la, uh, uh, chiar la intrare, la ușă, af în afara ușii. am dat mâna cu Hristos a înviat adevărat, am înviat frumos. Au fost fetele care ne-au dat uh, bomboanele, mai ales acelea cu măr. Sunt extraordinar de bune. Dar știți că Domnul ne-a întâmpinat în dimineața asta și învierea Lui, faptul că El a înviat, faptul că El ne-a întâmpinat, faptul că El ne vorbește, lucrul acesta nu poate să fie ignorat și asta ne determină, ne provoacă la închinare datorită întâmpinării lui Isus, datorită mesajului său care spune bucurați-vă, ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Notează-ți următorul aspect. Închinarea noastră, este rezultatul, un rezultat al întâmpinării lui Isus. Atâta este de glorios, de spectaculos, de plin de dragoste. Atât este de special, În învierea lui Isus e atât de deosebită, încât noi nu trebuie să venim și să îl îmbunăm cu vreo jertfă. Nu trebuie să venim să sacrificăm pe cineva sau ceva ca să îi invocăm prezența. El este. De aceea a înviat, spunea aici Andrei, a, a, a învins boldul morții, orice împotrivire, orice barieră Hristos a dat-o la o parte. Gândiți-vă, bariera planurilor deja făcute, făcu, făcută de femei. Ne ducem și îmbălsămăm, Ne ducem, noi avem treaba noastră. Această barieră presetare a fost dată la o parte prin prezența, prin întâmpinarea lui Isus. Știu cu ce ai venit tu prezent aici, cu ce gânduri ai venit, cum să faci, ce să faci, dar dragul meu, te rog, conștientizează că Isus te-a întâmpinat. Cu orice gânduri ai venit tu aici. Faptul că El a înviat îi dă autoritate și putere să dea la o parte orice ca să te poată întâmpina pe tine. Mă rog, Domnului, să înțelegem lucrul acesta. Să înțelegem că învierea lui Isus n-are nimic de-a face cu un sistem al jertfelor vechi testamentale. Este ceva cu totul și cu totul nou. Nemai întâlnit, nemai auzit. În toate religiile uh, lumii, Ni se spune că noi trebuie să urcăm un munte, că noi trebuie să mergem, să ne chinuim, să ne dăm toate silințele, să facem ceva, să ajungem la Dumnezeu. Este ca și când ai urca pe un munte și ai ajunge în vârful lui unde l-ai găsit pe Dumnezeu. Și unii o iau pe o cărare, alții o iau pe cărare, domne, bine că ajungem la Dumnezeu, asta este ideea. Însă, când Hristos vie, îl găsim pe Hristos la baza muntelui. Înainte ca noi să ne luăm rucsacul, înainte ca noi să ne luăm bețele de mers, să ne luăm bocancii, că avem cale lungă de mers până la Dumnezeu, pe cărarea noastră, El este deja acolo și zice, Iis aici, am venit eu înaintea voastră, Sunt pre... de asta am înviat. Învierea lui Isus nu are cum să fie ignorată. Pentru că pe când noi ne pregătim, pe când noi credem că acum punem la punct să vezi, ne ducem noi la Isus, spargem ușa și o să fie imbatabilă închinarea noastră înaintea Domnului. Și pe când noi ne pregătim, te ne trezim, Iisus lângă noi și zice eu sunt aici. Mă băieți, nu trebuie să vă stresați, nu trebuie să vă preocupați de asta. Eu sunt deja aici, disponibil, prezent în fața voastră. De asta am înviat. Iisus nu a înviat pentru ca noi să ne continuăm același ritual vechi-testamental, religios, aceeași caznă din partea noastră pentru a ne apropia de El. El ne întâmpină și asta nu poate să fie ignorat. De către unii, vă rog să observați ce se întâmplă mai departe, versetul 10. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, te spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Și dacă în dimineața asta ai venit aici neobișnuit cu închinarea, poate obosit cu închinarea, cu alte planuri, însă ai venit să-L cauți pe Iisus, faptul că El a înviat, vezi că El te determină, te întâmpină, să îi te închini. Vreau să vorbesc slujitorilor, acelora care muncesc din greu, pe care îi apreciez din toată inima, celor ce slujesc la coffee, partea administrativă, echipa kids din spate chiar cei care slujesc aici pe scenă la închinare, dragilor, vedeți că Domnul Iisus iasă înaintea noastră, iasă înaintea voastră, tocmai ca să nu profesionalizăm toate aceste slujiri, El ne întâmpină cu scopul de a ne închina. La un moment dat ne pierdem printre detalii cu ideea, noi avem treaba noastră cu Iisus, Iisus ne iasă înainte și zice, eu sunt aici pentru închinare. Însă în al doilea rând, Închin, învierea Domnului Iisus nu poate să fie ignorată pentru că învierea este motivul mărturisirii. Isus le spune femeilor după ce se închină, vă duceți și mărturisiți, spuneți despre mine, spuneți despre învierea mea. Aici Domnul răstoarnă ideologia prezentă în viața multor creștini, care zic, am venit, M-am închinat, ce bine m-am simțit, mă duc acasă. Observați că învierea Domnului Isus pentru o astfel de categorie nu poate să fie ignorată, pentru că Isus, înainte de a ieși, te oprește și zice stai. Nu te duci acasă și când zic asta, mă refer în mod metaforic, da? Te duci, adică, în, același, în aceeași albie a vieții tale. Te duci și mărturisești despre mine. Isus ne întâmpină, noi ne închinăm înaintea Lui și pentru mulți asta ar fi varianta ideală de creștinism. Ai venit, te-ai închinat, ai plecat acasă, îți vezi de treabă. Dar Isus ne deranjează viața și ne spune, vă duceți și mărturisiți. Dacă Isus Hristos a înviat și tu te-ai întâlnit cu Isus Hristos cel înviat și te-ai închinat, dragul meu, Vreau să știi că ai intrat pe un făgaș care te va duce invariabil, mai devreme sau mai târziu, la ideea aceasta, la mesajul acesta al lui Isus. Te-ai închinat, da, acum mărturisești despre mine. Spui fraților mei despre mine. Spui altora despre faptul că am, am înviat. Te duci și mărturisești Evanghelia. Asta te așteaptă. Dacă este cineva aici care doar se închină și e bucuros și bucuroasă că și-a și propus asta dragul meu, trebuie să te avertizezi că te așteaptă un mesaj, nu din partea pastorului, din partea lui Isus care îți spune, tu trebuie să te duci și să mărturisești. Că nu poți să stai, că eu nu-ți voi zice niciodată, doar bucură-te. Și atât. Sus spune Domnul Iisus, bucură-te! Te-ai bucurat, da, acum du-te și mărturisește despre mine. Aceasta este puterea învierii care se răsfrânge peste noi. Vă să vă notați următorul aspect. Îți poți verifica autenticitatea relației cu Isus prin identificarea trimiterii pentru a mărturisi despre El. Cu alte cuvinte, ori de câte ori Isus ți se descoperă, îți vorbește, te închini. Și vedeți, închinarea are, are o notă personală. Închinarea are ceva ce ține de relația noastră, emoția noastră, de limbajul nostru, de suntem noi și Domnul. Și ești aici în închinare și unul se roagă mai tare, altul mai încet, unul aplaudă, altul nu, dar dacă stai deschis la cercetarea Domnului, ce-ți vorbește Domnul? mai se întâmplă ceva între tine și Domnul. Cum verifici că ceea ce simți, că ceea ce trăiești este autentic? Ei bine, avem aici un test. Pentru că emoții pot induce mulți sub multe forme. Dar îți dai seama că ai de-a face cu Isus cel înviat prin faptul că atunci când El îți vorbește, nu-ți zice doar bucură-te. Cum ai simțit așa, aleluia, ce frumos a fost la închinare. Dragul meu, dacă la acea închinare, în acea biserică, în acel moment, a fost prezent, Isus, întotdeauna, bucură-te, se va cupla ca mesaj cu următorul vagon care îți va spune, du-te și mărturisește. Eu mă tem de mesajul bucură-te. Și atât. Trebuie tot să fim un fel de uh, smiley face, tot timpul să fim așa. Dacă ne-am întâlnit într-un mod real, Isus cel înviat nu ne va spune doar bucură-te, ne va spune du-te și mărturisește. Du-te și spune asta fraților mei. Noi avem în biserică am definit trei acțiuni pe care trebuie să le facem în care îl mărturisim pe Domnul cel înviat. Prima este acțiunea de evangelizare. Și sunt oameni care nu-l cunosc pe Domnul Isus Hristos și trebuie să-l cunoască. Și asta numim evangelizare spunem oamenilor care nu cunosc pe Domnul sau au o cunoaștere atât de mică încât nu sunt mântuiți de Domnul. Și este acțiunea evangelizării. Acest dute și spune, îl numim evangelizare și noi ca biserică vrem să facem în mod intențional lucrul acesta. Doi, este edificare. Pentru că tot mesajul învierii lui Isus îl spunem acelora care de acum sunt mântuiți. Îl urmează pe Domnul. Au început să creadă, au început să urmeze pe Domnul. Însă credința lor trebuie să fie edificată. Și această credință a noastră nu este edificată nici cu statistici, nu este edificată, nici cu uh, o filozofie preluată din lume, ci este edificată tot prin învierea Domnului Isus Hristos. Tot prin același mesaj cristocentric. Și apoi numim evangelizare edificare a credinței, dar sunt unele persoane, acei oameni care se implică în slujire, cei oameni care conduc și pe ei trebuie să îi echipăm. Și echiparea aceasta din nou nu are de a face cu o anumită teorie, ci are de a face tot cu mesajul cristocentric. Duceți-vă și spuneți fraților mei, spuneți în jurul vostru: Dacă Isus a înviat și noi suntem conștienți și noi credem în învierea Lui, niciodată nu ne vom rezuma doar la închinare. Închinarea este bună. Închinarea este esențială. Și dacă vă aduceți aminte, uh, uh, acum o săptămână, când am sărbătorit uh, 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 intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, spuneam că închinarea este publică și ucenicii se închină public. Și există o valoare extraordinar de mare în închinare. Dar, dragilor, nu cred într-un creștinism care stă cu mâinile în sân. Nu cred într-un creștin, într creștin care. El îl iubește pe Domnul, dar nu se implică. Îți verifici autenticitatea relației tale cu Isus, pentru că vezi, identifici chemarea lui, faptul că el te provoacă să îl mărturisești pe el. Nu poate fi ignorată învierea lui Isus. Isus, cel înviat întotdeauna, te va trimite să-l mărturisești pe el. Apoi, ne uităm în text și vedem că ceva se întâmplă. Învierea lui Isus este și motivul căutării, nu doar al închinării, nu doar al mărturisirii, ci și al căutării. Versetul 11. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unei străjeri. Și vreau să îl subliniem pe acest pe când se duceau ele. Pentru că îngerul le trimite la ucenici, Domnul Iisus le oprește, le spune bucurați-vă și îi trimite la, le trimite la ucenici și versetul 11 ne zice pe când se duceau ele și iată le puse în acțiune. Și aici cadrul lui Matei se mută pe străjeri, pentru că el ne va explica în textul ce urmează această strategie a preoților de a deturna ideea învierii. Dar imaginea, următorul episod este continuat de Luca. Haideți ca să citim din Luca. Luca, capitolul 24, versetul 9. Luca continuă exact de aici de la pe când se duceau ele. Luca 24 cu 9 spune așa. La întoarcerea lor a femeilor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus acestor, aceste lucruri apostolilor era Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacob și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză. Care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Învierea lui Isus este motivul căutării. Le avem pe femei, Maria care a fost eliberată de duhuri, care a fost iertată. Le avem pe femei care, ele, credincioase fiind, se duceau cu o anumită presetare despre Domnul Isus Hristos. Și Domnul le schimbă mentalitatea, ele se închină și mărturisesc. Dar îi avem pe Apostoli. Îl avem pe Petru. Cel care a fost chemat de Domnul, cel care l-a urmat pe Domnul, l-a predicat pe Domnul, însă la un moment dat l-a și trădat pe Domnul. S-a jurat că nu-l cunoaște. Și imaginați-vă această tristețe profundă a lui Petru. Sentiment de eșec. Ai crezut în Isus și Isus a murit. Și tu. Te-ai mai și lepădat de el. Și Isus s-a și profețit că vei face asta. Și la un moment dat auzi că Isus Hristos a înviat. Ți se spune prin diferite canale că Isus a înviat. Învierea lui Isus nu te lasă să stai locului. Învierea lui Isus te determină să cauți argumente, să te duci, să verifici, să vezi, să alergi, să pipăi, să vezi tu. Învierea lui Isus te determină să cauți, să te determină să scotocești, te determină să pui întrebări. Cuvântul din ultimul verset pe care l-am citit, Luca 24 cu 12 spune, a plecat acasă mirat de cele întâmplate, în greacă are și sensul de mirat, își punea întrebări. mai cum se poate așa ceva? Și învierea lui Iisus Hristos nu este, uh, nu este un bas. Pentru că, vedeți aici, uh, apropo, vorbim odată cu cineva și zicea, eu cum să cred în Biblie că, în Biblie e basme, în Biblie scrise basme. Și zic, cum adică să scrise basme? Păi da, tu n-ai văzut că în Biblie îi scrie despre albă ca zăpada. Cum să cred eu în Biblie când se zice despre albă ca zăpada? Unde scrie despre albă ca zăpada? Păi spune acolo că uh, înfățișarea lui uh, era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era ca albă ca zăpada. Na, basme. Uh, închid paranteza. Uh, învierea lui Iisus nu este ceva ce să ignori. Unii știți. O parte a copilăriei mele, mare din ea, am petrecut-o în Semenic. Undeva pe la vârsta de 5 ani, unul dintre muncitorii de pe Semenic s-a pierdut. S-a dus în pădure să culeagă frage și mure și s-a pierdut. Și toți cei de acolo, colegii și cine era, au început să-l caute și l-au căutat vreme îndelungată, nu l-au găsit. Și la un moment dat, asta este. Dar după vreo săptămână, el a apărut. Nu știu ce, era macaragiu sau ce făcea el. Și la o masă, îmi aduc aminte, eu cu mintea mea de copil, la aproximativ 5-6 ani aveam, el a povestit și a spus așa, s-a dus în pădure, s-a pierdut și noaptea fiind s-a pus la rădăcina unui copac. Fiindu-i frig, fiindu-i foame de acum, a venit cineva la el. Niște spiriduși, niște pitici au venit, l-au luat și l-au dus într-o lume a lor, a spiridușilor, a piticilor. Și povestea, asta eu am auzit, și povestea cum acolo era efectiv ca un sat, ca un ora cu oameni mici, cu, au început să-i dea să mănânce ce mâncau ei, să bea ce bea și l-au culcat în pătuțul lor. Și asta povestea el. Am sunat-o pe mama ieri știind că voi predica despre acest om și zic, măi, tu ți-aduci aminte de... Și ea zice, eu nu mi-aduc aminte așa ceva. Vreau să vă întreb, mai știe cineva experiența asta cu piticii a acestui om? Doar eu mi-o aduc aminte și probabil că ori mai fi vreo câțiva, poate omul ăsta. În schimb, toți ceilalți au ignorat această experiență supranaturală. Și te și pui și de bine mă, pitici, treburi, s dus. Cine știe ce uh, ciuperci o fi mâncat el și așa mai departe, să pare pitici ignorăm povești de felul acesta. Și câte povești nu știți voi? Poate ați auzit la sat la voi, ați auzit că bunicul, că verișorul, că nu știu ce. Poate voi ați trăit unele experiențe uitându-te într-o oglindă în loc să te vezi pe tine, știu eu ce ai văzut tu și te-ai speriat. Nu ți-ai da seama că nu te spălasă și pe față și așa mai departe. Dar ai ignorat că... Mare lucru. Pățim din astea. Învierea lui Isus nu este un bas am putut eu să verific la șase ani ce zicea omul ăsta? A putut ce dune, dune la în satul respectiv de pitici și de spiriduși, dune. N-a putut să ne ducă. Poți tu să spui că ceea ce ai văzut într-o oglindă este ceva verificabil, ceva argumentat, ceva logic. Hai domne, să punem mâna, hai să pipăim. Și acum am și imaginez cum cineva zice, bine, că învierea lui Isus și este verificabilă. Învierea lui Isus chiar și are argumente. E un bas. Cine a putut să verifice învierea lui Isus, Dragii mei, vreau să cred că în fața mea am oameni care gândesc. Am pretenția aceasta. Și te rog să îți notez următorul lucru foarte important. Ca să crezi, trebuie să gândești. Adică nu, vrei să crezi, da din momentul ăsta nu mai gândești nimic. Anulezi tot, că pii, și doar crezi. Dacă vrei să crezi, trebuie să gândești. Asta face Petru, n-are cum. Am viat Iisus, nu se poate, domnule. Eu trebuie să cercetez, eu trebuie să văd. Eu n-am să cred pe cineva care vine și zice a, Am viat Iisus, ni s-a arătat, ni a zis că să ne bucurăm după aia să venim să vă zicem vouă, că ne vedem în Galileea, că ce combinațiile astea? Eu mă duc și verific. Și vă rog să observați în Evanghelie că uh, Petru, în Ioan spune, împreună cu Ioan se duc și aleargă, se duc în mormânt și verifică acolo ce se întâmplă. Dragilor, învierea Domnului Isus Hristos este verificabilă. Vă recomand trei cărți. Uh, nu avem cum să gândim fără să citim. Nu avem cum. De aceea Biblia este scrisă. Prima carte, Pledoarie pentru Hristos. Este scrisă de un jurnalist american, ateu și enervat de creștinism și de influența creștinismului, la un moment dat zice, mă pun, domne, și cercetez și voi dovedi că toată povestea asta cu Hristos, cu înviere, cu creștinism, cu... este o făcătură. Și omul se pune și cercetează, investigează. Cărțile lui, pentru că el de aici dezvoltă o serie de cărți, este pledoarie pentru Hristos, pledoarie pentru creștinism, pledoarie pentru Dumnezeu, pledoarie pentru minuni și face o analiză jurnalistică, de investigație jurnalistică. Vă provoc undeva vreo 300 de pagini, ca să ai o credință bine fundamentată, trebuie să citești. Vă invit să citiți. A doua carte este Răstignirea lui Isus, scrisă de uh, un doctor, în care analizează, uh, din punct de vedere istoric, medical, ce s-a întâmplat cu Domnul Isus Hristos, cu detaliile pe care le găsim în Evanghelii și cu detalii pe care le găsim în afara Evanghelii despre ceea ce însemna crucificarea. Apoi, persoană de interes. Poate că nu are așa uh, un titlu foarte uh, cristocentric. Încă nu a apărut cartea aceasta. Uh, este încă în chinurile facerii, ale traducerii. Eu am citit manuscrisul. Uh, prietenul nostru, uh, Ciprian, uh, de la uh, editura Grama, o are în lucru. ne a trimis o variantă a uh, traducerii. Este unul dintre cei mai mari detectivi din America a investigat uh, mari cazuri de crime și de criminali în serie, a avut o emisiune în uh, America la TV și el se pune, credincios fiind, să dovedească, folosește exact aceleași principii după care investigează o crimă. Și el pornește cartea, e extraordinar de interesantă carte dacă vă plac documentarele uh, despre crime, cartea aceasta este extraordinară, pentru că el pornește de la uh, de faptul că avea pe rol o crimă uh, fără uh, victimă. Dispăr dispăruse soția unuia. Știu că asta este fantezia unor bărbați, dar. <laughs> dispăruse. Și era trecută la... Uh, Dispariții. Însă el bănuiește că de fapt este vorba despre crimă. Dovedește crimă fără uh, uh, persoana ucisă. Și pornește să investigheze și aceleași principii. După care investighezi o crimă, investighează viața, moartea Domnului Isus și învierea. Asta. Este extraordinar. Dragii mei, veți descoperi că învierea Domnului Isus Hristos este fundamentată biblic, puternic cu rădăcini puternice în Vechiul Testament, veți vedea că împlinirea este în Noul Testament, veți vedea că din punct de vedere istoric, viața Domnului Isus și învierea Domnului Isus nu se poate contesta. Vă invit să citiți. În al patrulea rând, în această dimineață, învierea este motivul minciunii. Este motivul minciunii. Învierea lui Isus este motiv de închinare pentru mulți. Este motiv de mărturisire pentru mulți. Învierea lui Isus este motiv de căutare pentru mulți. Dar atenție! Învierea, aceeași învierea lui Isus este și motiv de minciună. Ați văzut ce spune textul Scripturii? Îl recitesc. Pe când se duceau ele, și aici Matei ne explică faptul că învierea lui Isus constituie fundament pentru promovarea minciunilor. Au intrat în cetate unii străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii și au ținut sfat. Și sfatul acesta nu a fost, măi, a înviat Iisus. Asta înseamnă că a venit Hristosul. Dumnezeu este cu noi, s a împlinit profețiile Vechiului Testament. Nu. Au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani. Și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, a superiorului vostru, îl vom potoli noi și pe el, că avem cu ce, și vă vom scăpa. Nu aveți nicio grijă. Așadar, ostașii și-au luat banii și-au făcut cum i-au învățat. Și așa s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Și teoria aceasta a furtului trupului Domnului Isus Hristos este una din minciuni sau, hai ca să nu fiu foarte invaziv, le voi numi teorii. Haideți ca să ne uităm. Prima teorie pe care vreau să vă aduc înainte, pe scurt, este Isus nu a înviat, ci ucenicii au avut halucinații. Isus n-a înviat. A fost mort, mort a rămas, cu piatra peste mormânt, a putrezit ca oricare alt om, dar ucenicii, pentru că au avut un, uh, au avut, uh, un stres emoțional foarte puternic, pentru că impactul umblării cu acest învățător, înțelept într-adevăr, a fost unul foarte mare, ei au avut halucinații. Se numește teoria halucinației. Însă, dragilor, Biblia este foarte precisă. Și dacă este să evaluăm într-un mod onest ce se întâmplă în descrierile biblice, vom observa și vom pune alături atât știința, cât și ce scrie în Scriptură, vom observa că halucinațiile niciodată nu se întâmplă în grupuri de oameni. Într-adevăr, poate fi câte o persoană care să năzare ceva. Altă persoană de lângă, la jebel, poate să îi sănăzare, dar îi să să altceva. Acum cei care se din jebele aici, nu despre voi este vorba. Altcineva de la uh, patul următor și el poate să aibă halucinații. Dar să vezi ce? Niciodată a treia persoană nu are aceeași halucinație cu cea de-a doua persoană. Nici cu cea cu prima persoană. Pentru că halucinațiile, deși ele sunt, este o realitate. Oamenii pot avea halucinații. Nimeni nu, nu, se va întâmpla halucinații în grup. Toți deodată avem aceeași halucinație. Isus s-a arătat de cel puțin 12 ori în 40 de zile. S-a arătat la peste 500 de oameni deodată. S-a arătat atât în încăperi, cât și în aer liber. Halucinațiile nu erau posibile. Isus a mers, a vorbit, a mâncat și Isus a putut să fie atins. Concluzia este următoarea: învierea lui Isus nu a fost o halucinație, ci învierea lui Isus a fost un fapt real. A doua teorie este aceasta: Isus nu a înviat, ci ucenicii au mers la moment, la mormântul greșit. Teoria mormântului greșit. Însă ei s-au dus la un cimitir mare, s-au dus la un mormânt și uite domnule, un mormânt gol. Așa că Iisus a înviat. Dar de fapt el era în alt mormânt. Dacă, a, dacă această teorie este adevărată, preoții nu trebuiau să-i mai mituiască pe ostași. Preoții nu trebuiau să se mai chinui cu răspândirea acestui zvon preoții spuneau, ăia cu Iisus care a înviat, care nu știu ce, veniți un pic în cimitir. Uite, domne, ați mers la un mormânt greșit. Dați, domne, piatră la o parte. Uite-l pe Iisus, e aici. Ei n-au putut să facă asta. N-au putut să-i cheme pe ucenici și nici pe ceilalți care au crezut în ce ziceau ucenicii, n-au putut să promoveze ideea teoriei mormântului greșit pentru că ucenicii au fost la mormântul corect ei n-aveau de unde să scoată un alt mormânt cu un alt Isus. Într-adevăr, ucenicii au fost la mormântul corect. Dacă ucenicii au mers la mormântul greșit și era gol, dar de fapt Isus era într-un alt mormânt, mort de-a binelea, întrebarea este, ei cu cine au vorbit? Că într-adevăr, te duci, vezi mormântul gol. Ok, presupui că a înviat, dar după aceea sunt alte experiențe. Ei s-au întâlnit cu Isus, Isus le-a vorbit, a mâncat împreună, au mâncat împreună cu Isus. Întrebarea se pune, dacă Isus era într-adevăr mort, cine s-a întâlnit cu Saul pe drumul Damascului? Concluzia este că ucenicii au mers la mormântul corect al lui Isus și mormântul era gol pentru că Isus înviase. A treia teorie, ca să nu-i zic minciună, Isus nu a înviat, ci doar a leșinat. Teoria leșinului. Isus a fost dat de pe cruce, a fost depus într-un mormânt rece și teoria spune că el doar leșinase, dar de la frigul acela, de la... la un moment dat Isus a făcut și s-a trezit și a ieșit din mormânt. Și se presupun, creștinii de acum spun, nu domnule, stai că Iisus a înviat el, de, de fapt doar leșinase. N-a fost mort niciodată. Dacă veți citi răstignirea lui Iisus, veți vedea că lucrul acesta este absolut imposibil. Uh, veți vedea ce înseamnă crucificarea. Crucificarea nu e ca și când m-am tăiat la deget, m-am uitat, curge sânge. O, leu, pac și leșin. Vine Esther, am dă două palme, mă dă cu oțet și gata, mă, atunci revin și... Noi nu vorbim că ți-ai prins degetul la ușă. Vezi că nu-ți sânge și leșini. Crucificarea era o metodă de tortură. Să presupunem că leșinat Iisus ajunge în mormânt. Gândiți-vă câte răni a avut după toată această tortură. Tu te duci la birou 10 ore cu dus întors și ajungi acasă și nu mai poți să faci nimic. Dar minte după o tortură, Imaginați-vă că a trebuit să împingă piatra de la ușa mormântului, care, din punct de vedere arheologic, s-a dovedit că avea cel puțin două tone. Imaginați-vă că o persoană leșinată, torturată, nu putea să facă lucrul acesta. Nu putea să treacă de gărzile romane. Isus se întâlnește cu Toma. Imaginați-vă, haideți să presupunem, torturat. Uh, Plin de răni, Iisus reușește să împingă cu un mare efort piatra de două tone, ca într-un film cu Van Damme, reușește să îi elimine pe uh, străjeri și ajunge să stea de vorbă cu Toma. Vă duceți aminte? Ce îi zice Toma? Rău arăți! Doamne, ar trebui să vezi un medic. Aduceți, aduceți să-l pansăm. Uitați-vă, cum arată. El vede pe Domnul Isus înviat și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că ceea ce vede este un Isus înviat, nu fost leșinat. Concluzia este că Isus nu a leșinat, Isus a murit și binecuvântat să fie Domnul. Isus a înviat și este viu în vecii vecilor. Și, ultima, Isus nu a înviat, ci ucenicii i-au furat și i-au ascuns trupul. Teoria conspirației se numește. Dragilor, atâta vreau să vă spun. Cine și-ar da viața pentru o conspirație? Eu mă duc, Iisus e mort, îl fur și ca să am și îl ascund, îl îngrop în altă parte, și ca să am subiect de predică, am făcut treaba asta și zic, nu, că Isus a înviat, că nu știu ce, că la la. Și la un moment dat cineva zice, a, deci tu ești creștin, da, așa, dar te voi tortura și pe tine. Băi, da, gluma, glumă, știu eu, facem aici tămbălău, nu știu ce, dar nu mă bate, te rog, hai că spun adevărul. Uite, eu m-am dus, l-am furat, l-am ascuns, ca să pot să predic și eu. Ba mai mult, istoria consemnează prigonirile și torturile împotriva credincioșilor, a familiilor, Acum, hai să zic că eu aș fi determinat, am o problemă. Și, nu, domnule, eu susțin asta până, dar e soția mea, sunt copiii mei, e viitorul lor. Hai să zicem că noi, ca familie, suntem niște oameni mai speciali, dar voi, ei, imaginați-vă că mii și zeci de mii de credincioși au fost gata să-și dea viața, nu pentru o conspirație. Au fost gata să fie aruncați în arenele romane. Lor li se cerea doar atâta. Recunoaște că sunt și alți Dumnezei. Recunoaște că Isus nu este real. Și ei, lăudându-l pe Isus cu lacrimi, mergeau mai departe și erau torturați, aruncați în uh, butoaie încinse cu ulei. Un butoi încins. Câtă durere ai când îți faci tu cartof prăjit și sare de acolo o picătură de ulei? Să-ți vezi copiii că sunt torturați, uciși în felul acesta. Tăiați în două, crucificați, aruncați la lei. Prigoniți fără mâncare, prin catacombe. De ce? Pentru o conspirație? Pentru o minciună? Eu sunt conștient că l-am furat pe Iisus, l-am depus, l-am ascuns în altă parte și apoi să accept așa ceva? Concluzia este, fraților, dragilor, Isus nu a fost furat, trupului nu a fost ascuns, Isus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor și în învierea lui are o putere atât de mare încât oamenii sunt gata să se închine înaintea lui Isus, să-l mărturisească pe Isus. Oamenii își pun creierul la contribuție, caută argumente. Chiar dacă, la un moment dat, au pus la îndoială, să, să ai îndoieli, face parte din credință. Este un lucru absolut normal. Cine are îndoieli, trebuie să-i spune și pe drumul cel bun. Așa a fost și marele apostol Petru. A avut îndoieli, caută. Învierea lui Iisus Hristos este atât de puternică încât oamenii nu doar cântă, dăruiesc, vin la biserică, predică și citesc. Atât de puternică este învierea Domnului Isus Hristos, încât oamenii nu renunță la acest adevăr, chiar cu prețul vieții. Pentru că învierea lui Isus este o realitate. Eu vreau să vă întreb, este învierea lui Isus o realitate pentru tine? Dacă da, de ce nu te închini? De ce taci? De ce te reții? De ce nu-ți aduci contribuția? De ce nu te implici? De ce trăiești ca și când Isus ar, ar, ar fi tot în mormânt? Dacă tu crezi că Hristos a înviat, ce s-a întâmplat în viața ta? De trăiești ca și când altceva ar fi viu în viața ta? Pentru unii, vie, măriață, strălucitoare, glorioasă, demnă de închinare, este cariera. Vor uci de tot, pentru că din mormântul vieților a înviat cariera. Și sunt în stare să se închine, să jertfească tot. Pentru alții, strălucitor, mare, înălțat pe un piedestal, Gata să-și jertfească sănătatea, familia, copiii, pacea. Tot este banul. Pentru alții frumusețea, influența, imaginea, sportul și așa mai departe. Vreau să înțelegem că sunt lucruri bune. Un lucru bun să faci sport, un lucru bun să-ți întreții familia, un lucru bun să... Dar în viat, viu este Isus. Dacă El este o realitate pentru tine, dragul meu, te provoc. Închină-te înaintea Domnului. Fă-o, nu cum o fac eu, nu să mă mulțumească pe mine. Nu ai văzut? Femeile s-au apropiat de Isus. I-au cuprins picioarele și s-au închinat. Fă-o. Nu știu cum, cum vrei tu, dar fă-o. Apropie-te de Isus. Dacă Isus este viu, propriete de El, nu sta departe. Dacă pentru tine este real, dacă Isus a înviat și tu crezi asta, dragul meu, nu tăcea, aduți contribuția. S-ar putea tu să nu fii unii din cântăreți. Nai ai voce, nu poți ține ritmul, nu trebuie să cânți, chiar te rugăm să nu o faci. Fă-o la tine acasă. Fă-o și aici, dar un pic mai încet ca să poată cânta ceilalți. Nu Dar aduți contribuția. Dacă Isus este viu pentru tine, de ce nu te implici? De ce stai? Dacă Isus este viu, dovedește asta prin mărturisirea ta. Unii mărturisesc în spate, acolo cu copiii. Mărturisesc copiilor și în același timp și părinților. Alții mărturisesc prin acea cafea pe care ni-o dau. Este modalitatea lor de a-și aduce contribuția la o biserică întreagă care este primitoare. Care își întinde brațele cu drag și bine ai venit, bine că ești cu noi, ne bucurăm să te vedem aici. Atât de mult, uh, ieri nu știți, uh, vă spun asta pentru cei care nu știți despre grupul bisericii, nu am avut un slujitor pentru Rico, pentru. Uh, așa mare bucurie produce uh, uh, Leu când fetița mea e fascinată. Tito, Tito, atâta poate să zică. Așa o mare bucurie așa o mare atracție pentru copii și pentru părinți implicit. Ei putea să zici că e un lucru mic, că am scris el pe grupul bisericii, avem nevoie de cineva care să-l însuflețească perico. Și în câteva minute am și primit răspunsul eu fac eu treaba asta, Domnul să îi răsplătească și să-l binecuvinteze pe fratele nostru. Aduți contribuția, dacă Isus este viu, vei face ceva, îți vei aduce contribuția, într-un fel sau altul. Dacă Isus este viu, ai auzit despre asta, dragul meu, te invit nu ignora, pentru că vei avea doar această opțiune. Ori vei căuta să înțelegi, să descoperi, ori vei inventa minciuni. Pentru că aceeași înviere, care pentru unii îi determină să caute aceeași înviere pe alții, îi determină să născocească minciuni. Haideți că să ne ridicăm în picioare și vă invit să venim înaintea Domnului.